facturează pentru mine, trimite din Libia scrisori care nu vine. Hai că-mi ba pula morților de like-uri, că nu mai pot, mâncați-și gurata. Nu mai pot. Uitați-vă, uitați-vă, uitați-vă și voi. Băieții mei, da, dovezi jihad, da? Băiatul meu, uite ce zice. Cred că a reacționat la 30 plus episoade. Hai, man, live 1. Ia să vedem. Chat, haideți cu like-urile. Catching a predator. Catching a predator. Nu pot să cred, chat, că l-a prins. Dator? L-a prins cu aia, nu poate să creadă. Bun, deci ăsta, cred că ăsta e primul episod, da? Odată, da, se uită la tot episodul. Bun, mai departe. Episodul 2, la minutul 40. Deci aici vine episodul 2. Bam. Episodul 2. Păi ce, pă, la sfârșit o să o să-i apară, o să ne uităm la sfârșit, dar nu o să-i apară toate astea cu roșu coaie. Bun, episodul 2, episodul 3, o oră. O oră, bam, episodul 3, o oră. În continuare tot la ăsta, adică, în fine, la cât? La o oră și cât? O oră și două minute. Deci nu s-a săturat. Mai departe. Episodul 3. Partea 3. A plecat și episodul 3. Bun, mai departe. Lupta cu stâlpișorul. Al doilea live. Continuăm. Episodul 4. Episodul 4. Iar. Episodul 4. Iar reacționăm. Mai departe. Live-ul 3. Episodul 6. 108. Let's fucking go, chat. Vreau să facem o mare spam pe chat. Let's fucking go, chat. A, stai, uite. Partea 6. Bun. Iar. Mai departe. Mai departe. Următorul. Ăsta e episodul așa și la 108, 108 ce e? La 108, mai e un clip, da? Mai e un clip, ia uite, poze cu pula, toate cele, încă un clip. Pe ăsta l-am văzut, bun, mai departe. Live-ul 4, mai departe. Mai departe, încă. Dumitru și iubirea pe fir, uite, Baby Hyman reacționează, ești nebun la cap, Baby Hyman reacționează. Vedem și câți oameni pe live are. Ne arată aici, 2000 de oameni pe live. Ia stai să mai vedem. Până la sfârșitul clipului avea 2500 de oameni pe live. Bun, mai departe. Ăsta care? Nici nu mai știu. Ăsta e live-ul 4. Bun, mai departe. Live-ul 5, episodul 8. Vezi acum la... Episodul 8. La Dănuț. Chiar ce? Partea 8. 3000 de oameni pe live. Mai departe. Mâncați-și curat. Cred că a reacționat la 30 plus episoade. Ăsta s-a plictisit de pus cu aia. Ăsta s-a plictisit de pus. Bun, mai departe. Reacții de la... Deci mai sunt coaie. Bă, găsiți-mi ultimul live la care a reacționat Hyman. Ultimul live la care a reacționat Hyman la un clip de-alu ăsta. Să vedem pe canalul lui Hyman câte videoclipuri de-astea de-ale lui urmărite sunt de la justițiar. Că sunt toate, mâncați-și gurata. S-a uitat la toate clipurile lui pe live cu 3000 de oameni pe live. Păi e de ajuns să te uiți odată și să zici că nu s-a întâmplat nimic? Păi el care e căutător de content ăsta și a găsit, s-a pus pe spate acum, s-a aranjat, s-a apucat, căuta bombe, mâncați-și gurata, profita, că de asta, că uite, a făcut și el. Și am exprimat la mai mulți youtuberi cu care am vorbit, am exprimat treaba asta și cu cine am mai vorbit. Bă, n-am fost de acord, că v-am zis, bă, noi băgăm grind aici, suntem grind zi de zi. Logic că se uită și strânește invidie când unul are 7000-8000 de oameni pe live. Te uiți, dar de ce are ăsta 8000 de oameni pe live cu aia? Ce faci? Se apuca omul când a început războiul, se apuca băiatul meu să caute bombe, mâncați-i și pula ta, cum cad bombele pe oameni în Ucraina. Ia uitați chat, bro, ia uite cu aia bomba asta, ia uite, hai să găsim bomba cu aia, ce cameră? Bă, cu aia mâncava sufletul vostru, bă, ești normal la cap și noi facem orice prostituție facem pe YouTube-ul ăsta pentru viewere și să avem oameni pe live. Da, și după aia din aia... Și s-a apucat, i-a invitat pe Hem, pe Imogen, pe Samuel. Hai frate să căutăm bombele împreună. Voi unde credeți că mai cad bombele cu aia? A văzut el pe stream pe Twitch acolo că așa se face contentul. S-a inspirat el de la Speed sau de la XQC sau la cine pula mea se uită el pe Twitch acolo că așa cad bombele pula mea. Hai să găsim bombele. Bă cu aia moră aia acolo, am înțeles. E strategie de marketing, că toți au aplicat strategii de marketing. Pe bază de război. Și Nexus, ești nemun, s-au apucat Nexus, au făcut direct în prima săptămână de război, au făcut direct campanie caritabilă pentru ăsta, ești nebun, pentru războiul din Ucraina, live caritabil, nu zic. Bă, o faptă lăudabilă, dar prea, dar atunci deși n-am mai făcut niciodată asta cu aia. Să fie recurentă cu aia, dacă tot vrea să strângă bani,
Să fie o faptă recurentă cu aia, ești nebun la cap, să în fiecare lună să facă câte un live caritabil și să trimită bani dacă vor. Dacă nu vor, doar să călărească că uite, s-a domolit hype-ul. S-a domolit hype-ul cu războiul, nu mai vorbește nimeni de război acum. Nu mai face nimeni, nu mai caută nimeni bombe prin Ucraina. De ce? Fiindcă a fost hype-ul ăla la început. Și atunci totul a bătut, toată lumea a bătut fierul cât a fost cald. Era hype-ul cu război cu aia. Toată lumea căuta bombe, ești nebun. Avea 1000 de oameni pe live. Da, i-au rămas copiii. Cu oameni și-a mai modificat contentul. A început cu reacții, a început ce pula mea să facă. Să-l bage, să nu mai zic. Să nu mai zic să-l bage pe Nicușor. Care știți și voi prea bine cum e Nicușor. Dar am înțeles că până la urmă l-a luat drept prietenul lui. L-a luat drept prietenul lui. Și l-a ajută să crească pe YouTube și... Deși tot e super sketch. E super sketchy să-l întreb pe Nicușor și să-i pună niște întrebări la 7 dimineața. L-am văzut eu cu ochii mei, ești nebun. Îl întreba la 7 dimineața, îi punea niște întrebări și săracul nici nu înțelegea întrebarea și după râdea de el, ești nebun la cap. Da, am înțeles, îl ajută. Îi trimite bani, îi trimite mâncare. Lui Nicușor îi place să stea cu el pe live. Lui Nicușor, Nicușor crede că o să aibă și el pe live oameni, fiindcă stă, că de asta stă și el. Că asta, bă, atâta poate, băi, trebuie ocrotit, frate. Trebuie ocrotit. Dar hai, man. Oameni d-ăștia cu simple minded cum e Nicușor, săracul de el, d-ăștia îți prinde predatorul ăsta pe care tot îl admiri și l-ai promovat și ai arătat toate clipurile pe YouTube. D-ăștia, și știți prea bine că am dreptate cu aia. Mă doare în pulă să vină să mă înjure copiii lui Imogen, să mă înjure copiii lui Hyman. Mă doare în pulă, ăsta e sfântul adevăr. Sfântul adevăr și voi râdeți de Nicușor în chat, că e NPC și toate cele. Bă, frate, mai bine lasă-l, am înțeles, da, are probleme. E ok, a venit și la mine aici, n-am nicio treabă cu el, e ok. Dar e cum e, frate. De asta n-am vrut să zic că îl exploatează pe Nicușor pentru content. N-am vrut să zic treaba asta. Dar e la limită, coaie. E la limita permisibilului, înțelegi? Că Nicu săracu stă și el acolo, că gen, pana mea, așa faci când ești mic, încerci și tu să te dai pe lângă un YouTuber mare să te cutare cu tare. Mi-l lasează pe Casim pe YouTube, mâncați-i și pula ta. El Casim în chat. Mă trezesc cu Casim pe YouTube, dă drumul la live, Casim are 800 de oameni pe live, mâncați-și pula ta. Sunt oameni de fac live de 2-3 ani de zile, mâncați să face sedan al meu, legenda României. Face live de 2 ani de zile și are 150 de oameni pe live. Că mi-l aduce Hyman pe Casim pe live, mi-l aduce pe Hyman pe Casim pe live să caute bombe în războiul din Ucraina cu el, cu Sami, cu Imogen, cu pula mea. Se apucă să caute bombe și după aia face emisiune în fiecare zi cu Casim. Dar are Casim al meu, e nou YouTuber, ești nebun, are 800 de oameni pe live. Da, mă, mă deranjează cu aia, care-i problema? Mă deranjează, ce, că am eu 1700-200, te apucă depresia. Eu dacă am 700 de oameni pe live, mă apucă depresia. Dar nu contează, mă apuc mai departe, fac un calculator, fac un morții mei. Întotdeauna, pula mea, trebuie să o dai înainte, ești nebun la cap. Care-i problema? N-am lipsit 2 zile de când m-am apucat de YouTube. 2 zile dacă am lipsit maxim într-o săptămână. Bă, într-o săptămână, 2 zile, adică să nu fie săptămână, să am mai puțin de 5-6 zile de pe live. Care-i problema? Bă, grind ca animalul, n-am viață socială, n-am nimic. Grind, ăsta-i jobul, ești nebun la cap. Nu fac totul pentru bani. Fac, fiindcă asta îmi place și asta am muncit. Lucrez pentru mine. E normal să vreau să cresc. Am făcut lucruri pentru noi, pasiunile mele, canterul, pentru comunitate, tot ne uităm la toate meciurile de canter. Hai să ne facem o echipă, ești nebun. Nu mă dau trimisul lui Dumnezeu, ești nebun la cap, dar fac pur și simplu ce îmi place, îmi place să fac live. Care e problema, ești nebun? De unde până unde? Și știți prea bine că e adevărat cu aia, e adevărat ce zic, întotdeauna a fost adevărat ce am zis. Că de asta și se uită, de ce? Lumea zice că sunt irelevant cu aia, în continuare sunt irelevant, ești nebun. Dar de ce când mă apuc să vorbesc? Vin și se uită ăștia cu aia, cască gură ăștia, ești nemun, cât sunt acum pe live, cât sunt? 4400, că caut scandal cu aia. Nu cu aia, zic adevăruri și oamenii știu că așa e cu aia. Că nu mă iau degeaba, bă, mai înfloresc, le mai dau, colo, colo, întoarce, întoarce. Na, mâncați-i și pula ta, îmi zici că te-ai dezi... Păi pe cine păcălești cu aia, pe copii ăștia proști? Pe mine n-ai cum să mă păcălești, că facem același lucru. La fel am văzut și prin bolnavul ăla mental de la început. Prin prădătorul pulii mele, cum îl cheamă, hărțuitorul pulii mele. Că n-are cum să mă păcălească, se vedea clar că e pentru content. La unde alergi cu camera pusă de piept, alergi cu mâna după ăla, pedofilul, prinde pedofil. Ce-ai mă, ești bolnav? Și când îl aduce pe ăla să vorbească, era ăla săracul,
Nu, nu cred că am văzut cu bine. Nu, nu eram eu. Nu, nu. Era, adică se vedea că omul e simple-minded. Se ia ăsta de mine, băga-mi aici pula în rasa lui, dă-mi de saci în morții lui să-mi bag. Crezi că mă impresionez pe mine cu înjurăturile, băga-mi aici pula în familiile voastre? Că după ce se termină cu scandalul ăsta și e cancelat cancerul ăsta uman, nu mai văd pe YouTube, vă iau, băga-mi aici pula morții voștri, toți care mi-ați dat mesaje private pe Instagram, să vă feriți de furia stăpinului, băga-mi aici pula morții și mamele voastre. Credeți că voi o să rămâneți neînjurați? N-am vrut să vă înjur, băga-mi aici pula morții voștri, ca să nu divaghez de la... Să-i mai dau lor la motive, să zică că uite un isteric se apucă să... Voi credeți că mă înjurați voi pe mine pe gratis? Băga-mi și pula morții voștri, că de nu vă umilesc, de nu vă mai spală două dâmbovițe, futu-vă morții în gură să vă fut. Băga-mi și pula în familiile voastre. Credeți că rămâneți așa, ne înjurați, mă înjurați, mă amenințați voi pe gratis? Ești nebun, pișeama și pe rasa și pe morții voștri, că sunt mai nesănătos ca toți, potăliți-vă, ești nebun la cap. Firații, dracu de terminații, dracu, s-au găsit ei să înjure, să ia toate cele, ești nebun. Păi băga-mi și pula în familiile voastre. Până acum ziceați că sunt un descreierat care înjuri copii pe live, ești nebun. E cel mai indicat lucru să te duci și să te apuci să îl înjuri pe unul, dar e un descreierat, dar atâta știe să înjure? Ești nebun, mă umilești, știu că cu tare. Bă, mă cunoașteți voi pe mine, mă, băga-mi și pula morții voștri. Mă cunoașteți voi pe mine cu aia, ce am făcut eu la viața mea, cu cine am fost eu la viața mea? Ești nebun, ce am eu? Ce dețin, ce nu dețin? Voi știți ce vreau eu să știți, ești nebun și ce... Dar în general sunt destul de transparent că mi se rupe pula, că nu mă hrănește nimeni, nu mă hrănește Imogen, nu mă hrănește Hymen. Eu sunt un singur lucru, eu trebuie să răspund în fața comunității mele. Și de asta am încercat, așa cum am fost eu, am zis o groază de prostii, ce am zis, ce n-am zis. Mi-am dat seama la un moment dat că, bă, chiar influențez ca lumea. Uite, la gluma cu mașini de spălat, am făcut glumă cu mașini de spălat, pula mea. S-au apucat oamenii să facă femeile mașini de spălat. Bă, am zis, bă, chiar dacă e o glumă, e o glumă cu aia, e o glumă, suntem o țară de misogini, ești nebun, e din seria glumelor ce e mizeria din jurul pizdei, femeie, care e punctul de vedere al femeii, geamul de la bucătărie. Păi eu le-am inventat pe alea, mă, mâncați-și, eu le-am inventat, sunt vorbe din popor cu aia, mâncați-și, sunt bancuri comuniste rămase misogine de prin vremea 2000-2005, în care nu exista politically correctness și edgy jocurile erau la ordinea zilei, ești nebun. De acolo sunt, ești nebun, nu le-am inventat, eu nu le-am, eu le-am auzit și nu le repet ca să nu se mai propage așa ceva. Înțelegeți? Pula mea! Ce aveți? Sunt niște glume cu aia, sunt niște glume. Important e fapte ce faci, ești nebun? Ce faci? Ce fapte faci? Nu fac treaba asta să-mi spăl eu, să-mi spăl eu onoarea, mândria, să cresc eu în imagine, să... Zicea unul în comentarii, nu știu pe unde zicea. Aici, în donație, aici zicea. Cu aia faci destui bani, de ce te bagi în așa ceva? Că trebuie nenorocit ăsta. Ăsta nu trebuie să aibă acces la YouTube. Stai așa un pic. Fix astăzi cu aia a dat unul, sau nu știu unde, a scris în chat. Că bani faci. De ce te mai iei de el, frate? Pentru ce te mai iei? Că bani faci, ești nebun? Lasă că țepele cu Hymen, n-am treabă cu el. N-am treabă cu el. Eu discut pur și simplu de ce prezintă publicului și ce prezintă copiilor. A venit ăsta, 32 de ani. Ce pula mea e cu Imogen, de ce vrei să-l pun? Nu vreau să-l pun într-o imagine proastă cu aia. Nu vreau să-l pun într-o imagine proastă. Vreau să mă ajute Imogen și cu Hymen. Vreau să mă ajute să-l băgăm pe ăsta în pământ, unde era locul. Că fără reacțiile lui, uite-te și tu, a reacționat la... Are 40 de episoade, a reacționat ăsta la 30 de episoade, mâncați-și gura ta. Din aia 3000 de copii, 1000 s-au dus să-i dea subscribe, s-au apucat să îi dea comentarii, s-au apucat să-l aprecieze, a devenit idolul copiilor. Bă, voi trebuie să vă protejați comunitățile voastre, coaie. Voi trebuie să luați atitudinea asta, ești nebun. Mai departe, Imogen, fiți atenți. Deci una. De ce a doua? Mai departe. A treia. A patra. Te cunoști, te cunoști. A cinci. Te cunoști, te cunoști. Mă rog, ăsta cred că e aceeași. A greșit ăsta link-ul sau am dat eu click greșit. Bun, ce să ne ia? A șase. A șapte. Șterse, dar
A 8. A 9. Asta e așa. Bun, a 10. Mate, fără reține, sunt pe lume, te lasă să iei. A 11. Tatăl meu a plecat. Să-ți ajute Dumnezeu. A 12. Tatăl meu a plecat. Să-ți ajute Dumnezeu iar. A 12. A 13. Mâncați-i și pula ta, credeți că e de ajuns? Să puneți un story, să puneți un story și să ziceți: mă dezic de el, nu mai am treabă cu el? Da, am înțeles, nu știați cu aia, nu știați. Și vă dau dreptate și nu sunt oameni răi, nici Haiman, nici Imogen. Ei știu ce să facă pentru content și încearcă să distreze oamenii, să ofere entertaining, entertainment oamenilor, da? Asta încearcă și ei să facă, nu sunt oameni răi cu aia, crede-mă, crede-mă că nu e... Că în adâncul sufletului lui, Haiman când căuta bombele la începutul războiului, cu 8.000 de oameni pe live, se bucura, dar știa în adâncul sufletului lui, undeva în adâncul creierului, știa, bă, hai să facem că... știu că nu e bine, dar 8.000 de oameni pe live e mai bine. Când avea 500-600 de oameni pe live, era un sentiment, îl apucase depresia. Lasă, coaie, mai bine să fie ceva... De, că poate cine știe, poate nu-mi zice nimeni nimic, nu se ia nimeni niciodată de mine, ești de bun la cap... Mai bine să am eu oameni pe live și să am 3.000-4.000, bro, și să ne distrăm împreună și să mă iubească pe mine oamenii, decât să fiu criticat după aia că caut bombe la Ucraina, că băia oricum i-a bombardat. Care-i problema aici? Ne muncă să călărești și eu puțin valul, să caut și eu 2-3 bombe, să fac 1.000 de oameni pe live, ești nebun? Care-i problema aici? Nebun? Și uite, a rămas cu 2.000, cu 3.000 de oameni pe live. E ok, cu aia eu prefer să am 1.000 de oameni pe live decât să vină să înscrie toți copiii toate prostiile de pe lumea asta. Da, bă, să vină să întrebe de calculatoare, da, e ok. Dar nu la gen, nu a pus o piesă, e bună? E bine? E astea toate cele. Justi a plecat de la Haiman, că Haiman folosește diminutive. Coaie, lumea știe și lumea vede, coaie. Uite-te aici, uite-te aici. Uite-te aici, câte live-uri și câți oameni are pe live-uri. Uite, 67.000 de views-uri. Păi eu n-am 67.000 de views-uri pe live-urile astea de 10-12 ore. De live-urile astea acum cu Jihad. Nu sunt 67.000 de views-uri. Nu poți, sunt doi dintre cei mai mari streameri YouTube, Haiman și cu Imogen. Nu puteți să ieșiți doar să ziceți mă dezic de el. Voi ar trebui să luați fiecare clip confirmat de la cineva și fiecare dovadă, voi ar trebui să luați să analizați. Ești nebun? Nu eu, că nu e treaba mea, ești nebun? Nu e treaba mea, eu m-am băgat fiindcă e contentul total greșit de la început și m-am activat și mai rău. Deci de la asta porni, că de la asta am încercat și el prima oară, că contentul e ceva, adică se vede că profită de oameni simple minded, ești nebun? Și când am mai văzut și thread-urile alea, că uite, voiam să fac content, da, voiam să fac content cu Final Boss și cu panorama asta, că în mod clar era loc de circ, ești nebun la cap, că sunt două panorame amândoi, știi? Și hai să râdem de ei, ești nebun. Dar când am ajuns la $3 de Reddit, mâncați-și pula ta, mi-am pus mâinile în cap cu aia. Că știam din trecut, circulase vorba că și-a hărțuit o fostă prietenă, dar cum să apară 4 persoane cu screenshot-uri diferite cu același pattern? Și după ne-am apucat să analizăm modul în care operează, modul în care divaghează atenția cu noi povești. A simțit pe pielea lui Haiman, ești nebun. A apărut... One Punch Man, Haiman din de acum 6 ani de zile, fix acum când s-a dezis de el și i-a dat follow de peste tot și toate cele, ești nebun la cap și tot așa. Apar tot felul de noi povești, ești nebun? Adică, bă, ăsta e adevărul, coaie, ăsta e adevărul, de asta fac treaba asta, ești nebun? A scos Lospa video, o să ne uităm imediat și la Lospa. Lospa a fost bun video, că întotdeauna Lospa a avut o greutate pe platforma asta și știe lumea că nu face afirmații fără să verifice sursele și toate cele. Eu mai fac cu aia. Eu mai fac, mă doare în pulă, povestesc hearsay. Ce a zis ăla? Că în pula mea, când zic 5 oameni și e același tip de povestire, e clar, sunt clar niște semne de întrebare. Ești nebun la cap? Să ia să verifice dracu poliția, ești nebun, să le ia IP-urile, să-i caute, să ia declarații de la toată lumea implicată în subiect și toate cele. Ești nebun? Se strânge lumea la scandal, ce să faci, ești nebun?
Nu de asta am făcut toate cele. Nu vreau să le fac rău nici lui Haima, nici lui Imogen. Sunt prietenii mei, dar ei trebuie să-și curețe propria lor mizerie. Uite, doi youtuberi, unul cu 3000 de oameni pe live, rămași, v-am povestit din ce au fost rămași, așa, că la început când s-a reapucat avea 700. Stați liniștiți că îi urmăresc pe toți, ești nebun la cap, pe toți îi urmăresc. Stați liniștiți că știm ce streamer apar, ce streamer nu apar, că cu asta ne ocupăm, coaie. Cu asta ne ocupăm, ești nebun. Și toți streamerii se urmăresc între ei și toată lumea știe, dar le e frică de backlash-ul ăsta. Că de ce să vorbești împotriva lui? Dar nu vorbești împotriva lui. Zici niște adevăruri, coaie. Așa e. Am înțeles, ești copilă, iubești. Nu înseamnă că sunt răi. Dar trebuie să te iubească și el pe tine să te protejeze, frate. Nu te-a aruncat în gura lupului, ți l-a băgat pe ăla de bun și după pe un singur live a zis mă dezic de el, da, n-a fost bine ce a făcut. Nu. Hai să trecem mai departe, hai să deschidem niște pachete de Pokémon, că e mai bine, ești nebun la cap. E mai bine, lasă terminatul ăla, ești nebun, terminatul ăla să caute, terminatul ăla de stresul să caute el atenție, să zică lumea că caută atenție, că oricum și el joacă la aparate și toate cele, ești nebun la cap. Și așa știe lumea că e nebun, că e misogin, că înjură și toate cele. Păi pula mea, ești nebun, stau să fac curat după voi? Am înțeles, da, poate nu din cauza voastră sau datorită vouă. Unde? A recunoscut aici pe live că la 100 de mii amândoi dădeau copy-paste în chat să-i dea lumea subscribe. Deci și-au expus indirect, fără să vrea, comunitatea la psihopatul ăla mental, ești nebun la cap. Și acum ce face? Ești nebun? Ce fac? M-am dezis? Păi au rămas coaie o parte întotdeauna, coaie. O parte din comunitate rămâne acolo, coaie. Până nu înțelege toată lumea să nu mai existe unul care să conteste, bă, o singură dovadă era suficientă sau o singură povestire cu dovezi. Dar avem videouri, avem 4-5 dovezi, avem mărturii de caracter că șantajează, avem că l-a șantajat și pe polițist, l-a șantajat cu poza aia, l-a șantajat și pe melteanul ăla din Anglia cu poza cu pula pe Discord, mai departe. Avem modus operandi, că se folosește de minori sau de fete de minore, de Alexandra Justi, aia are 17 ani, Elisa aia are 17 ani, a apărut în clipurile ei, Elisa aia are 17 ani, încă nu a făcut 18 ani și el se folosește de ea, apare în clipurile ei ca să-și facă el contentul. Nu vi se pare ceva în neregulă cu treaba asta, coaie? E content violent, aleargă oamenii pe stradă, îi sechestrează, le împiedică deplasarea, le ia obiectele din mână, telefoanele, sucul. I-a luat Pepsi-ul la 9 lei, coaie. I-a băut Pepsi-ul în fața lui. Nu vi se pare în neregulă să folosești o fată de 17 ani în toate acțiunile astea, coaie? I-a trimis ăla direct Carbasanu, ești nebun. V-am mai povestit ce impact poate avea unui adolescent care fâlfăie de hormoni. 17, toți am trecut prin perioada asta, fâlfâim de hormoni, ești nebun la cap, poate să aibă două efecte, nu sunt psiholog. Dar întrebați un psiholog, dacă nu tu când ești vulnerabil, încă nu ți-ai găsit personalitatea ta în liceu, să primești din senin un dick pic, mâncați-și pula ta. Poate ori să-ți crească libidoul, să ajungi un afemeiat sau ceva de genul ăsta, sau poate să te inhibe deloc, să ți se facă frică de pulă. Vă zic! Adică așa gândesc eu logic, ar putea funcționa psihologia umană. Să vină să iasă un psihiatru, un psiholog, să zică dacă e așa sau nu e așa, ești nebun. Nu vorbește justițiarul de pe contul ei. Nu vorbește justițiarul de pe contul ei. Ascultă înregistrarea asta. Nu vorbește de pe contul ei. Uite, de pe contul lui băiatul ăsta de la pus să se dea gay. A mai vorbit el? Aia e scuza lui. Poate câteodată vorbește de pe contul lui, de pe contul fetei ăsta de 35 de ani, vorbea. Ea vorbea de pe contul ăsta de 35 de ani și îi dădea el indicații. Unde morții lui e story-ul ăla, ești nebun, că nici nu mai găsesc. În fine, că l-am arătat de atâtea ori. Stați așa. Că e story-ul de ieri. Ăla în care zice... Prefătești tu că ești băiat. Nu mai zi treaba asta că vorbește el, că nu vorbește cu aia. El dă indicații cu aia.
și expune minorii la, la așa ceva, la hai mă, unde morți mă, sie coaie. Că nu-l găsesc, băgame și pula în măsă. Dar l-am mai arătat odată pe live astăzi, ești nebun. Am numai screen, numai înregistrări cu băiatul ăla din Anglia, ești nebun la cap. Când l-am pus pe live? Ieri l-am pus sau azi? Când l-am pus? Ești nebun? Fără să-l întrebe nimeni nimic coaie. El mi-a trimis, uite coaie ce... I-am zis, bă, nu te cred, trimite înregistrare. Și se aude clar vocea lui ăla, ești nebun. Ce vrei mai mult de atât? Mă, să-mi bă pula, mă, să... Unde sunt coaie? Că nici nu mai știu coaie câte am în telefonul ăsta. E jihad uman în telefonul ăsta, videos. Auzi, auzi, ia zi, frate. Ia zi. El vorbește? Poți să-i spui că tu ești gay și ți-e rușine să le spui părinților? Și să-l faci cumva să vă întâlniți să vorbiți. El vorbește, frate, ce face? Își dă indicații singur? Își dă indicații singur, frate? Își dă indicații singur? Nu mai zic că vorbește, ești nebun la cap? Că vorbește el, că nu vorbește el de pe toate conturile alea. Trebuie să înțelegi că sunt zeci, sute de conturi. Și nu le face el de unul singur, înțelegi? Nu le face el. Se folosește de YouTube și de comunitatea lui și îi pune să-și facă conturi false și să dea like-uri la toți terminații și până la urmă unul o să-i răspundă și după el coordonează. Am văzut toate videoclipurile și am citit toate comentariile. Crede-mă pe cuvânt. Da, își dă indicații singur. În fine, ce voiam să vă mai arăt, că nu mai știu. Parcă voiam să vă mai arăt ceva, ești nebun, nu știu. Hai să ne uităm la clipul lui Lospa. Ești nebun? Zici că sunt dani... Bă, dar... Bă, oricum sunteți penibili cu aia, sunteți penibili cu aia. Luați totul ca un circ. Luați pula mea, zici că-i Dan Diaconescu. Sunteți penibili cu aia. Bă, sunt niște de-asta. Că și neimplicarea asta voastră cu aia, ești nebun. În loc să combateți... Că are postaci cu aia, are postaci de-i trimite. Să comenteze la fiecare clip. La fiecare postare de peste tot. Ați văzut, a dovedit polițistul la thread-ul de pe Facebook. A dovedit, uite aici, thread pe Reddit. Duceți-vă, ajutați cu comentarii, ești nebun la cap. A zis și în clipul Lospa de astăzi, a zis. M-am uitat la clipul Lospa, să văd ce a zis. Că nu mă mai miră nimic în ziua de azi, când l-am văzut pe infractorul ăla de Montana. Auzi, că el dă dreptul la replică, auzi. L-a chemat să-i dea dreptul la replică că l-am judecat după niște screenshot-uri. Ăla e cloud chasing coaie. Unde n-a căutat și nu s-a documentat și n-a văzut nimic. S-a uitat la două filmulețe și nimic. Și a ascultat poveștile lui. Păi logică ăla, că inițial și nega, o să vedeți în clipul ăsta, Lospa, că el nega inițial că a existat ceva. Că omul e mitoman, minte, încearcă să manipuleze, încearcă să se scape. Că nu poate să renunțe, că YouTube-ul ăsta e cel mai frumos lucru care i s-a întâmplat vreodată în viața lui, mizeră de bolnav mental. Înțelegeți? Am luat pastilele, am luat mai devreme. Și n-au și zice că îi dă dreptul la replică. Coaie, păi ăla are canal mai mare și mai viral ca al tău. Orice postează ăla are 4.000 de comentarii la orice e de la aici, nebun. Coaie! Trebuie când postează ăsta ceva să aibă 10 comentarii și 10.000 de views-uri, ești nebun? La cât de bolnav psihic e. Dar nu ar trebui să mai aibă acces la o platformă cu aia. Că poate nu știe toată lumea de pe internetul ăsta povestea asta, ești nebun? Că n-au vrut toți influencerii să se apuce să vorbească de subiectul ăsta. N-au vrut toți. Am vorbit 3 oameni, ești nebun, la cap. Când a fost scandalul cu Coloș și scandalul cu Buhnici, toată lumea a făcut clip. Să nu mai zic... Că n-a postat o femeie despre subiectul ăsta, coaie. Când ies femei, coaie, adică o influenceriță, coaie, bă, una, o vlogăriță de-aia ștergesar cu cremele alea peste tot să se șteargă, ești nebun la cap, bă, una n-a ieșit, coaie, mâncați-și gura ta. Că sunt eu, am eu imaginea că sunt eu misogin, de asta n-a ieșit. Vă zic eu că de asta n-a ieșit, coaie, că n-are cum să nu te impresioneze declarația în direct a fetei ăsteia Diana cu dosar penal depus la secție, cu dovezile pe Reddit, cu toate cele, ești nebun la cap? Vă zic numai fapte, dacă nu vreți
și credeți că distorsionez eu adevărul, cercetați de unii singuri și gândiți cu capul vostru cu aia. Că nu trebuie să vin eu să vă preleg aici și așa, să vă țin prelegere și așa sunt popă și să stau să... Să stau seara de seară să vă zic același lucru, că nici mie nu-mi place cu aia. V-am zis, eu am condiție medicală acum, mă folosesc și eu șantajul emoțional să vă inspir milă la oameni. Că ia uite frate ce face ăsta, cât de bun e, că îl doare coloana, n-are voie să facă live. Cu aia oricine poate să manipuleze în halul ăsta, ești de bun. Dar de asta vă zic, căutați și uitați-vă, căutați fapte cu... Și uitați-vă voi, ești de bun, și cercetați, dacă nu credeți. Mi se strică instalația. Instalația și așa e stricată. O să ne ocupăm și de instalație. Care e problema aici, de bun? Dar ăsta trebuie oprit. În momentul de față trebuie oprit ăsta. Ce ai pățit la coloană? În fine. Uitați-vă la live de la început, că v-am zis tot ce aveam de zis. Ești nebun? Bună. Dacă ei cred că fac treaba asta ca să le fac rău, să fie sănătoși. Ești nebun? N-am nevoie de astfel de prieteni. Dacă ei cred când... La câte lucruri personale am vorbit eu cu Imogen și câte știe despre mine și câte știu și eu despre el. Că sunt lucruri pe care nu le șeruiești cu oricine, înțelegi? Și prin câte am trecut și toate alea, el crede că eu vreau, nu vreau eu cu aia să-i stric imaginea, că genul... E, cred că singurul lucru frumos care se mai întâmplă pe internetul ăsta, Imogen, când dă drumul la live și mai râde, mai aleși de mult, a făcut scena aia de își băga în pantaloni și își strângea mușchi așa și era gras și toate cele. De, se dădea cu aia, super amuzant cu aia, ești prost la cap. Ceva frumos. Aie, n-avea de unde să știe, dar hai să îndreptăm răul ăsta cu aie. Nu vă aruncați. Nu vă aruncați comunitatea în gura pedofilului ăsta tulburat, a manipulatorului ăsta, a hărțuitorului ăsta și după aia să scăpați cu vă deziceți, mâncava-și gura voastră. Că nu sunt pe un live la un anumit la 10 minute cât ați vorbit de treaba asta că vă deziceți, nu sunt toți oamenii care au fost pe 30 de live-uri la care ați reacționat pe 30 de episoade. Trebuie săptămânile astea cât e jihad, trebuie bătut ăsta până nu mai există, gen bătut fierul cât e cald, până nu mai există unul care să ia partea cu aia să vorbească de bine de ăsta, ești nebun? A dat cu cuțitul în gât, ia de aici și dă-i haid. Fiindcă eu n-am treabă cu Racoș, că Racoș nu face YouTube, prietene. Du-te, postează-ți, că n-ai, aici nu există parte, alt punct de vedere. Aici eu îmi exprim părerile mele și tu trebuia să-ți exprim părerile tale. Ăla, el are platforma lui pe care și-a expus părerile lui și îl înjura lumea. Că de asta și se duce și vorbește peste tot. Că asta încearcă el să spele imaginea la cât mai multe comunități, ești de bun. Și ăștia îi oferă posibilitatea. Canal de acces direct pe unde pizda măsii a mai apărut, el își spală imaginea la cât mai mulți oameni. Eu ce încerc aici? Să raise awareness pentru cât mai mulți să-și dea seama ce fac, că nici eu nu am acces la toată lumea, că nu sunt 20.000 de oameni pe live, cum a fost atunci la live-ul ăla, dar mă înjunghea scaunul, de să vadă tot internetul ce s-a întâmplat, ești nebun? De asta v-am zis, postați pe TikTok, scoateți anumite fragmente, ești nebun? Ca să începe lumea, să înceapă lumea să-și dea seama și să cerceteze, dar nu e suficient cu aia. Că a făcut atât de multe, dar nu poți, ești nebun, 3 ore a făcut istrate ăla. Luat pe aici, uite, și el a scos minim 50, dar n-a vorbit de tot cu aia. N-a vorbit de coruperile astea de minore, de minori, de să-i pună să caute pedofilii pentru el, că n-avea de unde să știe cu aia. Eu am cercetat și au mai venit oameni și m-au arătat. N-am prezentat, gen, ce fapte erau contestabile, nu au apucat să ies să prezint, ești nebun? Am prezentat fapte pe care le-a recunoscut chiar el, înțelegi? I-am dat hai, frate, n-are ce să caute, ești nebun. Credeam că, fiind cu școala vieții și prin ce a trecut, i s-a dezvoltat mintea și are o opinie mai articulată și mai competentă, ești nebun. Dar el auzi ce zice, că îl judecăm doar după 2 poze și că i-am oferit dreptul la opinie. Păi are canal mai mare ca tine și mai viral ca tine. Putea să-și exprime opinia pe canalul lui. Da, el încearcă să apeleze la alte comunități. Asta încearcă el să facă, înțelegi? Să mă retrag din grup, eu am observat comportamentul lui. Știi povestea asta, băi, Montana pe bicicletă. Cu Racoș ăsta. Auzi ce minciună, când a apărut fata asta, uite. Fata asta de aici, da? Fata asta, când a apărut
și pe, la mine, pe live, și a vorbit despre treaba asta. A doua zi a apărut un zvon, gen, nu era afișată, încă n-a apărut poza asta, încă n-a apărut filmarea asta din scara blocului, da? Deci când a apărut fata asta, a venit la mine pe live, că cu aia are impact mai mare când auzi voce de femeie și povestesc ele, decât, sau când pun eu înregistrări, se aude vocea oamenilor, decât când povestesc eu de nebun, de unul singur, că zice lumea că-s nebun. Înțelegeți? Deci are impact mai mare. Când a ieșit și a zis, a început să lanseze gunoiul ăla psihopat, ascultă aici, băi, Montana pe bicicletă, ascultă bine ce zic, că sunt fapte. A început să lanseze povestea că după voce a postat Poro în clipul lui și l-am sunat și i-am explicat. Și Poro a înțeles treaba asta, că n-a cercetat nimic, n-avea de unde să știe. Și după s-a și demonstrat treaba, fii atent. Deci, a lansat o poveste cu fata asta, că conform vocii ei, mi-a scris și mie cineva în chat și pe Instagram mi-a scris. Și pe Instagram mi-a scris că conform vocii ei, fata asta e una de căuta atenție la Racoș prin Brașov. În primul rând că nu știam cine e Racoș ăla, nu știam și nici nu m-a interesat cu aia. Că femeia avea dovezile la ea, avea filmările la ea. Mai erau încă trei femei care colaborau povestea. Oprina știa de ele. Eu am vorbit cu Oprina ăla care era pe grup cu ele, cu toate fetele, ești nebun la cap. Păi eu ce ziceau ele, credeam. Și după am vorbit eu personal cu... Deci cu două din ele am vorbit eu personal, la telefon și la toate cele. Înțelegi? Logic că n-am crezut asemenea prostie. Și Poro a halit prostia asta și a pus-o acolo în clip, dar omul și-a îndreptat greșeala cu aia. A șters și a dat seama că bă, nu e așa cu aia. I-am explicat, i-am dat mai multe exemple prin care el tot lansează povești, prin care să denigreze martorii cu aia. Cum l-a denigrat pe Meltanul ăla din Anglia, deși a arătat poza cu pula. L-a denigrat cu faptul că e hărțuitor și că dă el poze cu pula lui pe Discord la minore. Păi da, dar tot el dă poze cu pula lui la minore, trimite și lui Măsa și lui Taxu pe Facebook și lui Sorsa, trimite tot așa poze cu pula lui? A greșit justițiarul când a făcut treaba aia, ești nebun? Sau e ăla atât de nebun să-l acuze pe ăsta că trimite? Mă rog, în fine, bă, oricum nu e un martor ăla, dar e doar gen exemplu de tipar de cum acționează. Când apare un martor care să zică ceva să nu-i convină, sau martor sau care să lanseze un comentariu care nu-i convine, se apucă să-mi denigreze. Păi pe mine ești nebun, de ce crezi că mă înjură ăștia de toate cele? Că sunt păcănist, că sunt pula mea. Știi care-i treaba? Știi de ce nu m-a acuzat niciunul până acum, frate? N-a venit niciunul până acum să zică că sunt mincinos cu aia. N-a venit. Deci din toate, amenințări, înjurături, păcănist, că n-am avut femei, că pula mea, ați auzit ce zic toți ăștia, adică ați văzut ce mi-au zis zilele astea. Dar n-a venit unul cu aia să zică că sunt mincinos cu aia până acum. N-a venit unul să zică cu aia că minte, ești prost? Și asta înseamnă mult cu aia. Asta înseamnă mult, că nimeni n-a venit să mă acuze că mint. Și uite, deci după ce s-a pozat, după ce a apărut conversația aia, a doua zi a apărut clipul cu fata asta de se vedea cum arată, da? Mâncați-și pula ta, a dispărut povestea cu Racoș. Cu Racoș care era căuta atenție la Racoș din Brașov, a dispărut povestea cu aia. A dispărut povestea. Că se vedea cum arăta, nu puteai să te iei după o voce care era transmisă printr-un microfon, care se auzea de pe un Discord, care se distorsionează, ea vorbea la telefon, se auzea în Discord, se schimbă vocea. Și a dispărut povestea cu aia. Drept exemplu, era o poveste de denigrare a martorilor cu aia. Nu știe nimeni cine e, nici eu nu știu cine e cu aia, nu știu, eu nu știu, nu urmăresc infractor, nu sunt fanul infractorilor cu aia. Alegeți-vă mai bine idolii și toate cele, frate. Am înțeles, bă, cu toții suntem atrași de lucruri la limita legii și toate cele. Adică, gen, suntem atrași să privim, nu să facem, nu să ni se întâmple nouă. Dar nu ni se dezvoltă empatia să te gândești, bă, cu aia, dar dacă eram eu ăla care eram la capătul, care eram la capătul infracțiunilor săvârșite de ăștia cu aia. Că asta suntem, suntem români, în fine. Da, mă, ce ai, bă, de asta, bă, credeți-mă că nu m-am apucat să vorbesc de vreo unul care să nu fi greșit, ești nebun. Că în general îmi văd de treburile mele, nu e de detectiv, nu sunt nimic cu aia.
Treaba mea e să-mi văd liniștit, ești nebun, să-mi văd eu de live-ul meu și de calculatoarele mele și de toate cele, ești nebun. Dar când se ridică câțiva de ăștia așa, care fac lucruri la limita legii, care, pula mea, oricine poate să facă, vrei să crești imediat, crești cu violență imediat pe platforma asta, ești nebun. Vă întrebați de ce a venit YouTube CNA-ul peste noi, ești nebun. Și ne-am speriat toți de CNA că vorbim urât și înjurăm, ești nebun. Bun, hai să vedem clipul lui Lospa, na. Că manipulează faptul că are nevoie de atenție în acest. Până să mă retrag din grup. Uite, puternic impact emoțional. Probă video cu audio, mărturie de la cineva, nu vocea lui Lospa. Asta e un impact emoțional, înțelegi? Am observat comportamentul lui că manipulează. Păi, știi care e treaba? Nu-mi dau seama din clipul ăsta când efectiv îi dă Diana cu spray în ochi. Că asta, gen, i-a dat pe clipul ăsta, i-a dat cu spray în ochi. Nu știu, văd că își pune mâna la ochi ăsta acum. Am observat comportamentul lui că manipulează. Până să mă retrag, de asta nu-mi dau seama. Eu am observat comportamentul lui că manipulează, faptul că are nevoie. Uite, văd că se tot freacă de ochi. Dar uite-te cum o aleargă cu aia. Uite-te cum o aleargă, mâncați și gurat. A intrat cu mine în scara blocului și a urcat scările încercând să-mi intre în casă. A pus un picior în ușă să... Auziți, mărturie coaie, mărturie, nu e filmată. Dar e mărturie din gura femeii. Unde-s toate feministele coaie, mâncați-și groată? Unde-s toate feministele coaie? Dacă erați voi în povestea asta coaie, că l-a agățat de pe Tinder, n-avea de unde să știe ce e. Avea și ea chef, așa. Care-i problema? Ce, n-ai voie să faci sex ca femeie? Trebuie numai ca bărbat să fii pulărău sau toate cele? Dar după zici, gata, nu mai vreau, nu mai vreau. Nu asta caut în momentul de față. Caut o de-asta pasageră. De ce trebuie să vină după ea să-i pună piciorul în ușă, ești nebun la cap și să-i dea teroare, fiindcă îi știe că stă singură și n-are cine să o protejeze? Nu pot să o închid. Mă rog, cu asta, cu teoria conspirației, că tot apăreau la un moment dat despre George, băiatul respectiv. Și ăsta, dacă nu era cunoscut, nu mai vorbeam de asta? Păi nu e vorba de cât de cunoscut și de cât de necunoscut e, băi, băiatule, că nu vorbim de eu nu vorbesc aici de că au mai făcut și alții, ești nebun, au făcut și persoane publice nefăcute. Dar eu vorbesc pe YouTube aici, fiindcă el aici influențează cei mai mulți oameni pe YouTube. Că ăsta nu-i cunoscut pentru muzica lui, nu-i cunoscut pentru că e actor, nu-i cunoscut pe alte platforme. El aici e cunoscut pe YouTube și aici influențează copiii ăștia, înțelegi? De asta vorbesc de el. Nu că e cunoscut. Că au fost și alte vedete care au făcut o groază de lucruri, ești nebun? Fi apărut așa zvonuri între membrii că ar fi infiltrat de MAI ca să-i distrugă lui proiectul, adică nu s-a... Auzi, asta e din aceeași serie cu fix ce m-am jurat, uite. Cineva a halit prostie de genul ăsta conspiraționistă. L-ați auzit pe la mai devreme care m-am jurat în mesaje? Ce a zis? Că sunt pus de o oculta mondială să apăr pedofilii, ești nebun la cap? Coaie, eu nu aș putea să-i exprim pe live. Că n-ar mai fi politically corect. Ce, deși în general, bă, sunt unii care sunt, care nu pot fi vindecați și sunt unii care pur și simplu sunt prea simple-minded și urmează instinctele lor animalice, înțelegi? Dar sunt unii care chiar sunt răi până în măduva oaselor din pedofilii ăștia, înțelegi? Uite-te ce a scris Alexandra Justi la Bacovia pe live, coaie. Uite, Bacovia pe live. Uite-te ce scrie copila asta, coaie. E și asta, dar poate să fie și Cloud Chase. Repet, proiectul de prins pedofil nu se oprește. Cu fetele a explicat și el situația. De aici încolo, go ahead. Nu aveți ce să afectați. Sunt deja obosită pentru bullshit-ul discutat, jignirea aduse echipei care nu au nicio vină. Înflorire peste adevăr, nu neagă nimeni. Bă, coaie, care o știți pe fata asta în viața reală? Vă rog eu, frate. Vă rog eu, duceți-vă și vorbiți cu părinții ei, coaie. Duceți-vă și vorbiți cu părinții ei să-i știe activitatea că e într-un real pericol, credeți-mă pe cuvânt. E într-un real pericol dacă nu deja o fi pus să sta pula pe ea, ești nebun. Că n-ai cum, ești nebun și gen poate o are la mână cu ceva, adică la modul să nu știe că și-a pierdut virginitatea părinții ei și ăsta să o aibă la mână să-i zică, bă, mă duc și zic lui ăsta că ți-ai pierdut virginitatea cu mine. Fără catenică, că n-ai cum, coaie, în halul ăsta.
N-ai cum în halul ăsta, coaie, n-ai cum în halul ăsta. Asta e o presupunere, nu, e, nu știu nimic despre treaba asta. Dar n-ai cum să susții în halul ăsta. Să susții în halul ăsta. Asta e tot fata din clipul ăsta cu polițistul, de când el i-a dat dovezi cum... Deci polițistul i-a arătat fetei ăsta, i-a descrie treaba asta aici, de e, în halul, e într-un hal de spălată pe creier, de nu mai poate săraca fată. Deci polițistul i-a arătat clipul ăla de, clipul ăsta de la început de live... Da, uite-te și tu, ești de bun. Fată ca ea, fată ca ea, coaie. Ea putea să fie de 17 ani aici, Alexandra Justi, putea să fie ea alergată aici în scara de bloc. Deci polițistul i-a arătat fetei ăsteia care scrie treaba asta aici. I-a arătat clipul ăsta în privat și el s-a dus, ea s-a dus și i-a zis lui Justi în loc să ia partea fetei de aici. Că în halul ăsta a manipulat-o și a spălat-o pe creier și ea încă crede că face lucruri bune. Înțelegi? Și lui Eli i-a arătat. Și ei s-au apucat și i-au turnat lui hărțuitorul ăsta, ești nebun, că nu mai știu cum să-l fac cu aia. Că poate fi explicat în atâtea... În, păi da, bă, se folosește de persoane... se folosește de persoane vulnerabile, bro. Se folosește de persoane vulnerabile, frate, ești nebun. Înțelegi? Alexandra Justi e chiar Justi, nu e o fată, e un cont fals. Eu din câte am înțeles, Alexandra Justi asta e, o să zic că i-a dat numele, ești nebun, i-a dat numele ăsta aici în clip. Nu știu dacă a cenzurat LOSPA, dar nu cred că a cenzurat LOSPA. Eu știu numele ei real, că mi l-a zis polițistul ăsta, dar nu știu, e bine să nu dai nume. Mă retrag din grup, eu am observat comportamentul lui, că manipulează, faptul că are nevoie de atenție narcisist, faptul că vrea să dețină controlul asupra oamenilor din viața lui. În mod clar, în mod clar că îi place și atenția, bă, ceva o atrage, ceva o face să stea atât de lipită, s-a simțit, cine știe ce traume o fi avut și ea și s-a simțit aici că a ajuns undeva unde aparține, înțelegi? În mod clar, de asta nu vrea să se lepede de el, înțelegi? Dar nu e ok nici pentru ea, înțelegi? Nu e ok. Uite, m-a zăpăcit cu justițiarul, mă joacă și tu în Minecraft. Copii, coaie, copii, copii, n-ai ce să le faci, coaie, n-ai ce să le ceri. Scările încercând să-mi intre în casă. A pus un picior în ușă să nu... Ăsta trebuie permanent banat, retardatul ăsta, că e un dobitoc uman. Membru cu inouă, de o prostie nevăzută. Fi apărut așa zvonuri între membrii că ar fi infiltrat de MAI ca să-i distrugă lui proiectul. Adică mi s-a făcut ceva halucinant. Am îți formează LOSPA, e ok, am încredere în el că e mai analitic. Aici altă tentativă de manipulare, că l-a și găsit pe LOSPA ăsta să-l manipuleze, care și ăsta e dat cu toate alifiile, ești de bun. L-a găsit pe ăsta să-l manipuleze emoțional, că am încredere, am de-astea. A vorbit cu el pe privat, a vorbit foarte mult cu el pe privat. A vorbit, nu știu dacă a zis LOSPA în clipul ăsta, dar a vorbit foarte mult justițiarul cu LOSPA pe privat. Dar e mai greu de convins LOSPA. Că și eu ce îi zic eu și ce îi povestesc eu, ăla se duce și anchetează și caută singur. Ți-a zis, cel mai ușor, că a vorbit cu Oprina, ai contactul la Oprina, ia și vorbește cu Oprina. Să vezi. Că și eu am șeruit tot ce am discutat și ce am găsit. Eu am șeruit cu grupul de fete și cu Oprina și ce găseau ei la fel. Dar cine știe, poate sunt următorul Felipe. Mai știu și eu. Uite, face apel să lungă la faptul că întotdeauna crește ego-ul unui YouTuber când aude că alt YouTuber se uită la clipurile tale și îți apreciază clipurile. Dar asta a zis de Felipe. Nu vă gândiți, bă, nu vă gândiți că îl citesc ca pe copiii mei. Dacă țineți minte când am pus conversația aia, că n-a vrut fata asta, acum nu m-a mai lăsat să dau pe live. Dar eu zic că ea dă un puternic impact emoțional, chiar și cu voce distorsionată, să auziți. Că asta îi dădea, deci el când a ieșit la prima întâlnire cu fata aia de 35 de ani, el în mașină a ținut-o în mașină și a arătat cum a reacționat Hyman, cum a reacționat Imogen la el. Asta era marea lui mândrie care îl făcea el puternic în fața femeilor. A găsit-o pe femeia asta de nici măcar nu știa cine e Imogen, nici de bun urmărea social media, știi? Dar uite,
Asta e alimenta lui ego-ul, coaie. Că alt YouTuber îi dă validitate și veridicitate că se uită la clipurile lui și înseamnă că face bine ce faci. Eu nu am urmărit, coaie. Bă, care fac glume proaste, dați-le haid la toți, coaie. Dați-le haid în masă. Care a venit aici să facă haz de necaz, dați-le haid în masă, ești nebun, nu mă interesează. Da, uite, eu le zic să dea haid, nu e momentul pentru glume. Ăsta nu e un live unde se fac glume. Aici discutăm pe fapte că din glumă în glumă, din glumă în glumă, cum suntem noi români de facem haz de necaz, de asta ajungem la oculta mondială, ești nebun. Degeaba cred eu că nu sunt, dacă poate chiar să-și ar fi un wake-up call, știi? Stai așa că am... Și eu, dar e mai... Am văzut că urmează LOSPA. E ok, am încredere în el că e mai analitic. Dar cine știe, poate, mai baște, poate sunt următorul Felipe. Mai știu și eu. Că degeaba cred eu că nu sunt, dacă poate chiar să-și ar fi... Ar fi un wake-up call, știi? Wake-up call. Hai să ne întoarcem puțin în timp. Pe 6 iulie 2022 a apărut pe pagina de Instagram Gazeta YouTube postarea asta, cu un screenshot al unui comentariu lăsat de un utilizator de Reddit care vorbește despre justiția lui Debercin. Și comentariul sună în felul următor. Omul are dosare penale în cercetare pentru hărțuirea mai multor foste, stătea la ele în scară și în fața blocului Corele, pe alții i-a amenințat că îi bate că l-au supărat pe net și așa mai departe. Este un faker ce încearcă să-și creeze social credit prin faptele bune pe care le face, în timp ce în viața de zi cu zi este exact opusul. Să vă mai spun care a angajat bodyguard așa de dure. Le cunosc personal, am văzut filmările, plus am fost amenințat la rând. Băiatul ăsta este pe grupul cu fetele și cu Oprina. Băiatul ăsta de aici, fiindcă și el e o victimă, coaie. Ăsta e băiatul ăla prin page, ăsta e băiatul ăla de era pe grupul lui de Facebook, pe Municipiu București, unde postau, făceau și posting și postau poze cu parcări și toate cele. Și genul ăsta e ăla de la acuzat justițiarul că s-a dat la gagică sa și la care a sunat la el la muncă să le zică la toți aia de la muncă că le-a instalat trojane pe calculatoarele de la muncă. Completez, fiindcă LOSPA, mă rog, n-a precizat treaba asta în clip, fiindcă n-are dovezi. Asta nu vorbește decât dacă are dovezi. Dacă i-a arăs ceva dovezi, crede și postează și dă veridicitate, știi? Dar e... Mi-a contactat prietenii care... Deși a pus... Mi se pare că a pus un screenshot de la ăsta când l-a amenințat, bana a pus. Când l-a amenințat cu bătaia pe ăsta, l-a amenințat cu bătaia că a zis că l-așteaptă când iese de la muncă. Nu aveau nicio treabă cu el, a sunat la mine la muncă, inventând povești și dându-se el victimă, cum a făcut și în cazul lor. În aceeași zi avea să fie și prima mea interacțiune cu justițiarul de Berceni, care m-a întrebat dacă e pagina mea de Instagram și mi-a dus la cunoștință faptul cum că respectivul care m-a întrebat dacă e pagina mea de Instagram și mi-a... De ce îl interesează pe el dacă îi aparține Gazeta YouTube, coaie? De ce îl interesează pe el dacă îi aparține Gazeta YouTube? Fiindcă încearcă să facă damage control. Coaie, bă, de ce te stresezi atât de mult cu orice lucru care apare despre tine, coaie? De ce să te stresezi atât de mult? Ești nebun la cap? De ce să te streseze atât de mult, coaie, gen instant, când a apărut ceva, instant, bam. Fiindcă e adevărat, coaie, și mă rog, o să vezi că, de fapt, stai să ne uităm la clip. Fiindcă respectivul utilizator de Reddit îl hărțuiește de 2 ani de zile. Am întrebat ce s-a întâmplat și de ce îl hărțuiește acel utilizator, mi-a zis că nu dorește această conversație publică și că off the record putem vorbi. I-am zis off the record, că n-am vreun motiv să public ce discutăm, iar el mi-a răspuns că știe că sunt justițiar ca el și o să vreau să fac de... Justițiar ca așa vreau eu! Ara-ra-ra-ra! Toate dacă simt nevoia și că mă urmărește de la faza cu Felipe. I-am zis că e logic să-l pun în centrul atenției de la un simplu comentariu și că apreciez, dacă nu vrea să-mi spună mai multe, e ok. Mi-a răspuns că nu în text, eu nu am insistat și am zis să-și facă treaba, să-l facă să plătească, în ideea dacă chiar așa e cum zice el. Și am mai continuat spunându-mi... Ia stai mă așa un pic, că vreau, eu doar am ascultat, n-am citit ce scrie efectiv. Cu justițiarul de Berceni. Ia stai să citim efectiv ce scrie. Salut, ești prin zona, salut, sigur, spune. Te poți apela, poți scrie. Ți aparține pagina Gazeta YouTube? Păi ce s-a întâmplat? De ce te hărțuiește? Nu doresc această conversație publică, nu vreau să intru în detalii, persoana în cauză este subiectul unui proces de defăimare în curând.
off the record, putem vorbi, altfel nu vreau să vadă că primește atenție. Pe off the record, că nu aș avea de ce să fac public ce vorbim. Ciprian, mâncați-și gurat. E justițiar ca mine. O să vrei să o faci dacă simți că faci o dreptate. Și nu vreau, vezi că și astea îți dă manipulare, coaie. Și asta e strategie de manipulare psihică. Că gen, uite, e justițiar ca mine. O să invocă că fac același lucru. Adică că au ceva în comun. După invocă dreptatea. Că amândoi luptă pentru dreptate. Astea-s mesaje de manipulare. Nu există așa ceva, ești nebun la cap. Nu există așa ceva, gen să zici lucruri, să te asemeni cu... Că și eu am vorbit cu Lospa, ești nebun, i-am zis, păi, trăiesc decât fapte, ești nebun. Nu-i zic că îmi place ce face, nu-mi place ce face, sau draci. Se șterge ăla la pulă cu opinia, că de-asta și cu opinia lui ăsta s-a șters la pulă, ești nebun, că e justițiar sau ce e. Și nu vreau să se mute atenția de la mișcarea mea pe mine. De la mișcarea mea pe mine.